Mai prins cu mâncare în gură, cu... Drink apă. Drink mai puțin. Bă, numai puțin, că au dreptate oamenii și-au scris unii. What the fuck? Odată m-au prins unii că am băut din pahar gol de țuică. Nu există pahar gol de țuică, mă, amatorilor. Întotdeauna există o fărâmă de picătură pe care mai stau. Ai răbdare 15 minute, coboară încă un milimetru. Plus că da, mai miros. Da. Și ziceai că ai o poveste de la un parastas? Oh, bun. Ah, da, dar era bună de final. Am fost duminică la un părăstas, la Turda, bunica, și mă sună o mătușă, era la biserică deja, Cristi, hai mai repede să aduci niște cozonaci extra. Și zic, nu, un pic, acum puneam niște haine la spălat și vin. Și îmi spune, cum să pui la spălat, că e preotul în biserică, Cristi. Și eram, bă, dar ce tare, eu n-am mai auzit asta de când eram mic. Da, ai auzit-o când erai mic. Ce puternic, da. Adică ce job să ai, să toată lumea să se oprească din activitatea lui, pentru că ești tu acolo. Că nu se întâmplă într-o firmă de IT să vină șeful, bă, da, aici nu lucrează nimeni. Da, nu, însemn că e doctorul în cabinet. Îs epici în podcast. Doamne ferește, da. Toată lumea opriți-mă, dați-mi și mie link. Cum Dumnezeu să lucrați în aici? Ce bună e asta! Ce bună e asta! Asta e dus, dar vă știți ce zic, bătrâne? Cum ar trebui să... Tu stai cu hainele acolo în fața mașinii de spălat, bagi, nu știu, o pereche de chilot, un tricou, opa, simt că intră preotul în biserică. Și nu, bă, cea mai apropiată, da, am dat drumul, 4 sat de distanță. Deci, Tibi, am dat drumul la... Da, când mi-a zis cum să speli că e preotul în biserică, deja mă gândeam. Oare să pun un program mai scurt? Am fost program normal, dar am dat centrifuga pe 400 de rotații să fie minim deranj. Să nu fie, bă, să nu de la 1200 cobor la 400. Dar vă știți asta de ce? Îl deranja zgomotul, când auzea acolo. Dar vă știți de ce ne ziceau bunici și când eram să nu, nu faci când e popa în biserică, să nu lucri când e popa în biserică? Și eu eram ceva, so what, adică ce poate să mi se întâmple? Și eu nu fac nimic duminică dimineața de pentru că acum câțiva ani, într-o duminică dimineața, m-am trezit flex și mi-am făcut toaleta de tip, am tăiat bușul și m-am băgat cu aparatul în el. Și dacă nu era biserică, pum, pare eu că nu-mi ciupeam coaile. O fost popa în biserică, atâta de rău mi-am ciupit un coi, am vrut să plâng și am zis, bag pula în el, popa în biserică, nu mai fac nimic. Și am așteptat până pe la 12. Era preotul, știi, închisese ușa la biserică și era... Bă, eu cred că bopsera de la coaie. Intră înapoi, ați dă ăsta cu aparată. 1-0 preot. Exact pentru popa. Fuck! Cum stă preotul, știi, așa la intrare? Hați, sunt biserică, nu sunt biserică. De atunci nu mai duminică, nu mai lucrez nimic. Dar n-am înțeles până la urmă care... Și care e raza de acțiune? Că dacă intră un preot într-o biserică, pe câte kvartale acționează? Asta cât merge sunetul de la amplificare? Îl auzi? Păi, dacă auzi clopotul, ești raza de acțiune a preotului care e în biserică. Dacă auzi și boxa... Dar ești în gata. Nu există să n-auzi. Dar nu ar putea să aibă și un semnal sonor cum că intră preotul în biserică. Dar de unde știi că nu este? Nu se bat clopotele când intră preotul și când iese preotul. Nu cred. Sau se bat nu. Acum, da, mi-a luat vorba, acum era. Deci numai să-ți facă un pop-up notification. E preotul în biserică. Batman has entered the... senzor de mișcare, știi? Ca mașinile care se deschid că îți țin pe ea. Da. Cam așa. Pop-up în biserică. Da. Batman's entered. Îl și văd. Îl văd câinele meu. Îl și văd pe taximetristul ăla meu, știi? Cum stă acolo. Tut-tut. A băgat miaș. Țin-o. Copchii. Sau. Tut-tut. A. Da, vă știți că, cum zic, bătrânii supărați pe viață, nu? Întotdeauna bătrânii o să zică chestii că ei nu mai pot face nimica. Păcatul mare e să te fuți duminica când e popa în biserică. E mare păcat. De ce? Că se simte exclus? Dar cred că de la preot o zice, nu face nimeni câte zi eu în biserică. Adică dacă eu nu da, pot, dacă nu, eu nu e păcat nu de la... Nimeni. Nu, dar zic, asta oriunde mai e, ales să te ferească Dumnezeu să... De ce? Mai vezi să te fuți. Bun. Da, mi se pare că toată religia asta ortodoxă cumva răsplătește exagerat fututul. I-auzi? Da, pentru că, de exemplu, dacă ești preot și te căsătorești, primești casă parohială și parohie. Yes. E ca și bonus pentru că ai reușit să găsi ceva. Deci asta e o adunătură de atât de virgini, că în momentul în care reușește unul să pună mâna pe o gagică... Ia de aici! Luați de aici!
Cam așa. Cam așa, de acord, de acord. Zi de, de... Sau, pentru că sunt atât de mulți pedofili acolo, încât dacă găsesc un normal, îl luăm pe ăsta și îl punem în față. Să conducă comunitatea, pentru că ăsta e normă sexual. Da, o întrebare am. În momentul în care intră la pensie, se pensionează și îi se ia casa parohială, adică e dat afară și se primește următoarea. Fii atent ce bună întrebare. Interesant e că m-a întrebat Irina exact săptămâna. Se iese la pensie sau? Se iese, da. Păi poți să te îmbolnăvești, deci nu mai poți. Da. Și... ne-am avut în cartier la noi. În vremea în care el a practicat, nu a stat degeaba. Și probabil are apartament. La noi, fii atent. La noi în Iris, existat, de când am fost eu copil până o mare, existat doi preoți. Părintele Nanu și părintele Soporan. Slujau, că nu era o biserică cu un singur preot, slujau amândoi, cât să fie doi. Da. Unul ziua, unul noaptea. Basically. În fundul bisericii, frumos acolo, e casa parohială, în care stătea numai un preot. Pentru că părintele Soporan locuia singur într-o garsonieră, okay, într-un apartament în mănăștur, pentru că dumnealui nu prea avea familie, cum avea ăsta căsătorit, okay, copii tot. Dar ăsta, într-adevăr, de-a lungul vieții și-a mai făcut și câteva alte proprietăți pe lângă, dar celălalt nu. E și un fel de mafie. Un fel de mafie. Foarte mult pe sistemul mafiei, pentru că în momentul în care primești parohie, casă și biserică cu oameni care cotizează la tine, e ca în mafie când ești făcut, ești un made man, ești un friend of a friend, cum se zicea la sicilieni. Și în momentul în care ești un friend of a friend, ești recunoscut de toți ceilalți, ai deja subalteni, locotenenți și oameni care cotizează la tine și cumva ți-s asigurate veniturile. Sunt și unii mai rebeli, unii mai mici, unii care vor să facă bine din bunătatea sufletului lor și au grijă de copii sau mai fac acte caritabile, dar sunt ăștia made men care, pentru că au cotizat mai sus, au primit partea lor. Și au... Asta cine te învață? Filmele? Nu. Stau. Cartea aia despre mafia? Și aia și așa. Mi-a venit acum. Foarte bine. Trebuie să-mi fac cumva aia cu Netflix-ul, mă. Foarte, foarte aproape am fost de targetul meu anul trecut. Nu l-am atins de o carte pe săptămână. Am citit 51 de cărți. Una pe săptămână aș fi fost 52. Da. Eu n-am făcut 51 de nimic. Da, știu. Anul trecut. Nimic. 51 de futaiul. Unul pe săptămână. Nu știu dacă... Devinește futai. Au fost și luni în care eram ocupat. Da. M-am luat cu altele, bă, și pe căldura aia, nu știu. S-o lipit. Și în momentul ăla al relației în care prietena începe să sară cu gura pe mine că de nimic nu ești în stare și am pățit... Păi asta e semn de maturitate. Am fost... A relației. Semn de maturitate. Când s-a maturat relația. Păi e ca la brânză, când începe să se împută. Da. Aseară am fost în Oșan să iau un neon, că mi s-a ars neonul din bucătărie. Cristi, de ce ai neon în bucătărie? Că sunt prost. Da. Și m-am dus și mi-a luat un neon, unul din ăla cu lumină albă rece și unul din ăla cu lumină caldă, care e de 6 ori mai scump. Da. Da. Și mă duc acolo, era prietena aia, că îți spun cu lumină caldă, că era în bucătărie, să te încălzești un pic. Îl pun, merge 5 secunde și după aia, pum! Și tot curentul în apartament s-a luat. Nu, stau în 5 minute, bine, am panou din nou cu siguranță, dau siguranțele în sus, dau siguranțele în jos, dau siguranțele în sus din nou, nimic. Da. Ies pe casa scării, mă uit la conturul de curent, nimic, display-ul mort. Am pățit și de acolo sun, mă opresc. Da, sun la deranjamente. Bine. Eu nu ți-am zis, electrician, Cluj. Urgențe non-stop, sun și vin și te repar. Așa mi-a făcut mie, tot așa s-a dus pe scară. Are scula să deschid acolo jos, că eu n-am scula să deschid de-aia acolo vă dau jos. Eu. Am rămas de la socru, fost electrician, vă dau eu cheile alea triunghiulare. Nu-i voie. Am un clește cu care aș putea să-i nu provizez. Mă, dar să ridici să nu-l mai deranjezi. Da. După aceea, ca să fac în siguranța aia pe stil vechi, să-i schimb lițele dinăuntru, trebuie un număr precis de lițe, că dacă îl faci prea simțire sau prea gros, și acolo deja eu nu mai am ieșit din panou ăla. Îți dai seama că ai nevoie de o cheie rotundă. Bine, l-am dibuit, sunt inginerii imediat, l-am desfăcut, am dat acolo un reset, am văzut că se aprinde afișajul, într-un apartament, tot n-am curent. Ies iarăși afișajul mort. Am zis, bă, la aia altă, cu dulia veche, nu umblu. Sună deranjament, te trimitem pe cineva. O estimare, astăzi, cândva. Bă, mi s-a părut
Astăzi cândva e ca și, nu știu, mergi la medic, ai o problemă, domnule, se rezolvă, da, când? Da, cândva. No, și prietena se, no, stă 10 minute, își face rebusul la flash-ul de la telefon și zice, bă, eu plec, mă duc la niște prieteni, o rezolv aici. Care-s mai da, curent, da. Și stau aproape 3 ore și vine neon și mă întreabă, dar, no, ce ai făcut? Zic, am pus un neon. Și nu, și îmi zice, da, nu, păi o făcut scurt, că nu l-ai pus bine. Și zic, da, într-un fel se poate pune. Iar îmi zice, se uită așa, îi deschid ușa, se uită la neon, dar chiar numai într-un fel se poate pune. Și zic, dar numai într-un fel se poate pune. Da, nu așa. Bă, și dacă era prieten, noroc că nu era prieten în casă, că îmi futea una peste cap. De nimic nu ești în stare. Un neon nu poți să pui. La podcast, că nu da. Cum pula mea, iartă-mă, am neon. Da. Cum da. Îl pui? Îl pui și îl învârți. Îl învârți. Da, nu există plus și minus. Și zic la nenea, da, haideți și puneți-l dumneavoastră. S-o ar sau, acum ce să fac? Haideți, mai am unul. Mai aveam pe ăla cu lumină rece. Haideți și îl puneți dumneavoastră. Dar nu-i treaba mea. Și... Nu, aia e. El a venit, a schimbat dulia, a dat, merge curentul, merge. Și zic, nu, și acum ce să fac cu... Vechiul. Da. Aveți grijă. Păi, nu-i treaba mea. Ai grijă, numai că noi nu mai venim în seara asta. Nu, no, aia e. Ai, fută-mă, dar stai un pic, că m-ai pus pe gânduri. Bă, dar neonul pui într-un singur fel. Bă, într-un singur fel, fută. Da. Că după aia, iarăși l-am pus, i-am dat drumul, a mers câteva secunde, dar cred că au pus ăștia cu maliție mai multe, că n-a picat curentul tot apartamentul, a început să miroase ars și atunci l-am dat jos. Am zis că nu aștept să facă flamă. Nu știu de la ce. Că nenea n-a încercat să-mi explice. Ai starter, ai de la mici. Nu. Ușor de la startere pe el. N-am starter. Știi de care zic? Da. Știu că neonul ăsta nou a venit cu starter. Cu starter. Mă tot uitam. Bă, dar nu încape, că la lungime e perfect. Da. Nu am unde să bag starterul ăla. Mă rog, na. Fire starter. păi e, că e o chestie care dă scânteie la căcatul ăla. Da. Urăsc neonele, cred că oricine le urăște, dar în garaj e cel mai bun, bă. Deci în garaj îmi trebuie acolo. În garaj am neon. Aici am vecini. Sunt zone din casă unde e mai bună lumina rece decât lumina caldă. În garaj. În garaj. Atât îmi place în garaj. În baie. Mă enervează, am unul care se aprinde greu. Și e coborâtul din living, fac două scări până în garaj, exact unde dorme Ilinca, la mijloc. Mă ies, aprind lumina și beznă de nu vezi nimic, tu-s morții mătii. Tot timpul calc pe ceva căcatul pe care l-am lăsat acolo jumătate de oră când trebuiau. Am călcat ciocan, am călcat scule, am călcat tot și când ajung jos, clic, s-o aprins în spatele meu, de eu deja la aia la altă lumină. Dar de 5 ani. Nu trebuie să fac altceva decât să mai pun încă, fii atent. Dar tu ce ai în garaj o jumătate de oser? Are. Păi dacă lucrezi cu el. Dacă ai dublu neon, da, dacă ai două neon, am, da. Și merg amândouă, îți puse amândouă neoanele, da. Când l-ai pornit, o pornit destul de repede, repede pornesc. Da. Dacă e numai un neon, îi trebuie vreo 10 secunde și nu înțeleg de ce pizda lui măsa. Nu trebuie să fac altceva de 5 ani. Păi unde mă duc puterea să crește și dă putere mai trebuie mult să mă duc să cumpăr încă un neon de 5 ani și între timp am făcut 3 case, sport. Dar n-am luat un dar nu vreau să renunț, că mi se pare că bă, au personalitate, nu e ca și un întrerupător cu un bec din ăsta normal. I-ai dat și s-a prins. La asta îi dau și vorba ta stau. Stai, bă, vorbește cu tine, clicărește. Și sunt momente în care eu nu cred că am atins întrerupătorul, că se aprinde, adică atât de repede se aprinde, ca bă, parcă știe, știi? Băi, i-am rămas dator de dat, de trecute când m-am aprins la timp. Ați stat vreodată lângă neon să lucrești ceva? Avea Vio stand-up despre neon, cum pornește. Cred că avea. Chiar? Nu știu dacă glumele astea, dar o observație legată de... Da. Eu nu, să stai în garaj și să-l auzi orică are zitul ăla lui. Acum că ziceți de complicațiile astea, eu am la acvariu. Cred că dacă se are neoanele alea, e gata cu acvariul, nu scot-o tot. Nu mai schimb căcatul. Să schimb neoanele. De ani de zile merg la Tibi și tot se uită la pește ca și cum it's your last supper, motherfuckers. Tot le-ar zice, tonight you sleep with the fishes. Sau ceva. Plus că omul care a făcut acvariu, cred că a garantat 10 ani. Și are deja. Lumbinările și are 10 ani. Dude, când începe într-o zi să scurgă apă, stai la masă. În momentul în care văd că la un capăt acolo, în colț, începe să picure, goodbye fishes, scot apa din el și las, nu știu, umplu cu cărți, cu Lego-uri, nu fă nimic. Du-te,
tu știi cum, știi cum ți-s. Neonele ți-s deasupra. Da. Tu te numai prinde și trage neonele în apă. Coboră neonele în apă și fă să termine într-un mare. Ok. Să mai sară niște din alea. Da. Vine electricianul. Electrician Cluj. Bă, s-a atâta de mândru dincolo în jumătatea asta de după. Vine Bucănești și primul care apare... Eu am sunat, a zis că vine în două ore, a venit în două ore, mi-a explicat ca la un elev tot ce se întâmplă, am zis da, curent electric. E foarte logic, nu știam, o să apelez și data viitoare. Tot mi-am făcut dincolo în casă, bine, mi-o instalație făcută de oameni normali, dar nu mi-au pus doze și tot, cuvintește, adică dozele le-au pus și am zis lăsați că-mi pun eu. Mă duc și mi-am luat întrerupătoare, tot, duz, n-am dat greș la nimic și nu-s de profesie, dar știu că mușcă, asta știu. Atunci trag jos siguranța, mai este și dacă nu-i trasă jos, dacă întrerupătorul pornit s-a oprit, te curentezi sau nu te curentezi, e foarte simplu. Și după aia, după ce pun creionul ăla cu fază, mai fac așa. Până nu sunt electrician, nu fă niciodată așa, fă așa. Păi de ce că aici am pielea mai sensibilă? Eu tot așa. Și-o zis, nu Bob, pentru că l-a curentat așa, l-a curentat, se contractă mușchii. Și lovește aici, te arde rău de tot, da. E foarte bună asta. Și toate mi le-am legat. Nu știam. Nu o să o folosesc pentru că nu mă ating de el. Am pentru curentul electric respectul pe care l-au bătrânii pentru curentul dintre geamuri. Știi? Am un respect. Pernă, nu mă bag. Da. Banda la mai mult de patru fire nu mai știu ce să fac. Deja știu. Fază, am nul, am pământare. Deja știu pământarea, aleg, n-am niciun stres. Bă, dar când îți patru deja, tu pentru ce pizda mă ești aici? Mă întreb. Pentru a suna un electrician. Da. Ăla nu face nimic, dar am vorbit și eu un job. Am telefonul fix să chem electric. Da, haideți că... Am mai sunat prieteni și am întrebat, duz, îți patru culori, îți patru fire. Bă, bai, știi care nu îl faci, știu. Și a patra și te întreabă, dar ce e, priză sau întrerupător? Bă, întrerupător. Nu vezi că e cap, deja la capul de scară sau la întrerupător în cruce, am învățat să... Copile, aprindeam, numai s-a prindea pe stradă. Stingeam, s-a prindea Grigorescu. Pula mea. Atam învârtit firele până când intre în casă, ai pornit mere tot, mă duc sus, sting tot singur. Ah, da, și am un nenorocit cu 5 fire și ăla numai ăla, am zis nu mă mai bag. La pornește apa rece, sună suneria. Nu, mi-o lăs și știu că au zis, îți las fir pentru senzor. Dacă vrei de la cu senzor, da. Să pornească. Dar la al cincilea fir, pe ce pizda mă sileg? Că l-am legat și pe cârligul de mașină. Am renunțat. Dar am un prieten bun, un băiat cu care l-am cunoscut anul trecut pe Romeo. Am făcut nunta, Romeo tot în Bob, eu cu asta mă ocup, vin cu drag, mă bem un jinar și tot zic, le facem, hai că le facem. Iar mi-a scris azi dimineață, îți liber, mai liber săptămâna asta când vin. E mi-e groază că nu știu când să mă ocup de ele. Dar cumva schimba și neonul ăla să nu mai calc pe ei linca când cobor. Anyway, ce-am mai făcut? Ce s-a mai întâmplat? Nu, cred că e destul. Câte minute au trecut aici? Suntem bine. 17. A fost bonus de 40 la de data trecută. Da. Pe ansamblu suntem ok. Suntem. Hai să le zicem oamenilor că a fost o bucurie. Ziceai, stai numai puțin. Ziceai că ce fain a fost când ai lucrat la casă, că ai avut o perioadă liberă și ce mult ți-a plăcut. Cel mai. Și zice, bă, și eu m-am distrat foarte tare că am comandat încă o bibliotecă de la IKEA, am montat-o într-o oră și am aranjat cărțile în vreo două ore. De le-am pus, am secțiune de benzi desenate, fiction, fantasy, adică am un raft cu SF, unul cu fantasy, că chestii diferite. Da, nu pot să vreau în alea vesteci. SF, da. Fantasy e altceva. Da, adică SF-ul e mai probabil decât fantasy-ul. Da, că mai aproape ești de teleportare decât de dragon. Deși dragon există, că sunt șopârle, dar nu care spui pe foc. Există o întreagă dezbatere despre asta. Hei, nu i-ai pus destul curent pe codă. Da, și... Și e super fain așa să-ți găsești un hobby, cum am stat eu și le-am aranjat și pe edituri, toate cu Manitas, Polyrom. Bă, i-am făcut la Angela vreo 3 rafturi de psihologia ei, foarte frumos. Am de popularizarea științei, unde am Bill Bryson, Sagan, Dawkins. Grele. Da, de Grace Tyson și le-am aranjat frumos, dar după 3 ore era totul aranjat și nu mai aveam ce să aranjez. Ascultă aici. Și gata hobby-ul meu. Ai BPT? Biblioteca pentru toți? Aia nu. Adultule, copiii au biblioteca pentru toți. Copiii anilor 90. A toată viața nu a fost BPT-ul. Cea de-a faină de toți. La Jules Verne cu albi și galben și mai multe. Dar ziceam, tu dacă lucrezi la o casă, lucrezi toată ziua și te simți bine cu hobby-ul tău și mai ai de lucru 7 ani de acum. Da, nu așa sunt eu acum, că deja mă pregătesc. Trebuie să fug la Mărișel. Dar după ce am aranjat n-ai mai avut ce.
Bobby, dar... citeam azi dimineață pe, ce, pe Digi24 că a fost prins încă un tip care făcea medicină, el fiind IT-ist. Că nevastă să o googlim, în predial. În predial. Ăștia IT-ist atât de aroganți, cred că le știu pe toate. Da, mă, da. Deci tipul e IT-ist în predial și nevasta lui medic de familie. Și când e asta în concediu să nu are chef, merge el. O rețetă cât de... Ei, mai scrie o rețetă la om. Nu, tu vorbesc serios. Serios. Pe nu, da, eu de-aia... trecut, adică l-au prins și nu mai face. Da, da, da. Păi eu de-aia am și venit pregătit, că IT-ist a fost. De aici mă duc, mai fac un ban, o chestie la domiciliu. Da. Apropo de ceva pot să prescriu și eu. Freelancer. Da. Până apropo de hobby, am toată lumea, cred, sau poate aveți câte un hobby. Câți dintre voi pierdeți... Aruncă-l pe jos. Câți dintre voi pierdeți multă vreme pe Pinterest uitându-vă la chestii? I love Pinterest. Eu nu mai... Nu, mă uit la Pinterest. Că aveam un nu sunt thread-uri, pe Reddit sunt thread-uri. Aveam un wall. Niceva. Un board. Pinboard, în care le-am mergut. Pinboard-ul cu nuduri artistice, da. Ah, ce frumos! Da. Îmi trebuie un nud în casă, din coace, unul frumos și nu știu... Face tata. Da, e artist. E pictor. Mare pictor. Ciui Manole, căutați Google-iți mare. E super artist. Ciui, pot să-mi permit aroganța la 50 de ani să zic, domnule, da, Ciui, domnule, vreau un nud să-mi bag pula, să-mi să... Cum ar veni ca expresie. Să-ți facă show-gaură. Dacă se poate, să-mi sculpteze. Long story short. Asta e viitorul. Tablou cu Glory Hall. Cu Glory Hall. Arte next level. Bun, și stau cu Irina, stăm cu Irina seara. O instalație interactivă, da. Deci, în 2021 la electric casă. Da, stau cu Irina și ne uităm seara. Iar săptămâna trecută a fost una dintre momentele astea în care în câteva seri ne-am uitat numai pentru decorațiuni. Copile, niște rafturi și mai Irina a zis, uai, ce mi-ar plăcea asta. Și eram, vezi cândura asta, e afară, vezi asta patinate acolo, vezi asta tot învechită, e afară, da. Îmi faci o bibliotecă faină la Emma. Zic da. A doua zi, ne-am dus să-mi iau, mai îmi trebuiau niște chestii mai antichizate, mă duc în Dedeman. Boș mâncava și gura, am intrat în Dedeman, mă pun perete, bibliotecă, 159 de lei, 3 rafturi de copii să ajungă bine, pal cu MDF și arăta decent. Cât e asta? 159. Zic, Iris, place? Da, tu zic, e gata, în jumătate de oră montez vorba lui TV. Așa au făcut, e ok. Dus, așa am luat-o sub braț, am dus acasă pe cărucior, într-o oră cu un pahar de țuică, era așa. Tată e pusă și scândurile mi s-apar, am terminat și ne-am pus pe Google. Ah, ce rafturi vechi, da. Apul ce bărbătea astea, dar de străbă îți fac. Exact așa i-am zis. Am materiale. Exact așa i-am zis. Și la fel de bărbătez, dar nu-i mai ușor să o cumperi de acolo. Am 159 de lei o bibliotecă cu 3 rafturi. Happy și-o și ieșit bine. Dar pentru asta e Pinterest să-ți iei idei. Eu la cel l-am folosit, mă uitam la freze că voiam să mă tund acum vreo lună. Și mă duc la tipa care mă tunde și arăt pozete. Așa vreau. Și uite cum arăt acum. Tu crezi că există așa ceva pe Pinterest? Nu, da, îți dă așa. M-ai făcut cu rafturile. Exact. Bă, cam așa. În gen... Nu o să fie chiar așa, dar facem ceva de bugetul pe care îl avem. Artizanale din lemn antic de stejar. Vreau așa. Bun, da. Avem pal și MDF. Exact așa am făcut. Că, ai, mai dar fii atent argument. Uitați, Iri, așa și o zi, bine, ce să zic, nu că s-a ocupat tot, dar direct argument. Tu, in living sau ceva, și-o zis, nu, e la Ema în cameră, spune că e pula mea, cine vine acolo. Direct, mă, direct. Un căcat, el vezi de te piși pe el. Deci am făcut o bibliotecă, sunt ticălos. În schimb, azi dimineață mi-am strâns tot ce am avut, niște șipci mai vechi de stejar. Am dus la Vali la atelier, că vin încleiate și fac în stânga și în dreapta șemineului, fac ladiță. Fac laviță de aia. Frumos. Și pe zidăria, lădiță. Pe zidăria aia de cărămidă, o ridic așa și rabatez, scot perniță, le pun jos, le pun în cot. Și acolo nu puteam lua din paltul, că am găsit niște stejar vechi și am pus în față. Și acolo am meșterii. Deci mă revanșez. Cu asta mă revanșez. 50-50. La bibliotecă aia la 100. Tu și vorba lui Tibi, că tu ai comandat. Ți le trimit prefabricate, adică nu prefabricate. Mă, oricum ar fi, n-ai cum să dai greș. Au găurile, e pregăurită, îmi un pic de cep, dacă vrei în arace, dacă nu-l bați așa. O prins, îi cat unul. O șurubelniță trebuie. O șurubelniță în cruce, de oldă. Dacă am putut eu să montez mobilă care încă stă în picioare. Cu cărți pe ea. Plină, geme de cărți. Vă dorim să aveți hobby-uri care nu se termină în două ore. Trebuie să mai zic ceva, nu știu. Mă pun de
De fapt am doi câini, n-am timp. N-ai ce. Hai, mai ne-ai povestit cu căcatul. Hai, bine. Hai că a fost fain. A fost, da. Pupat, ne vedem la următorul. Noapte bună.